Ce mai faci? Ce mai zici? Bine, mă gândesc ce să-mi comand. Auzi, tu știi că mie poți să-mi spui orice. Da. Păi și zi-mi, ce mai e nou? Ce se mai întâmplă? De unde acest brusc interes? Cum adică? Ești sora mea. Mă interesează tot ce ține de tine. Nu poți să scot pe sora mea mai mică în oraș? Ata. Doar că am impresia că e vorba despre altceva. Un pic. M-au zis că vrei să-l cauți pe tată. Asta era. Dar unde ai aflat? Ce contează? Emma, de ce vrei să-l cauți? Pentru că e taică-mi. Crede-mă că n-ai de ce să-l cauți. E doar pierdere de timp. Cred că poți să decizi și singură. Tu erai foarte mică și nu înțelegi ce s-a întâmplat. Omul ăsta e un monstru. Și poate că nu vreau să accept că e un monstru, bine? Haide, mă, vină cu aici. Haide, mă, vin. Ești sigur, bă, că n-ai văzut pe nimeni? Bă, dar ești culmea, mă. Păi n-au tupeu să vin aici, mă, ești fraier. Cum să n-ai, bă, mă, tupeu, n-am mai fost pe aici? Bă, dar nu te apur eu. Pe bune? Asta e altceva. Păi ce dracu? Hai, dreptate. Ce faceți, bre? Uite la apă pe fraierul ăsta de mă. Ce aveți, mă? Ce avem? Ce avem? Păi, e, uite, să spună el că ieri i-am făcut pe aia să vorbească singuri. Da, așa e, să știți. Ziceți voi, ziceți, dar tic, a intrat acolo direct. Bă, dar și cum? Ba! Bine, era și cu Mike și cu el, capitan. Era și cu Mike și cu el, că nu te puteai, bă, să te abții pe bune acum, să pui și mie o vorbă bună la fetele astea. Păi ți-am pus... Ziceai că-mi faci tatuie, că faci, că dregi. A, bă, Nătică, cum te superi așa pe mine? De ieri pe aia să-ți fac tatuie, îți ridic, îmi treci mie puțin timp. Iartă-mă, iartă-mă. Prea târziu, tată. Degaje. Pe bune că să plec. Te apăre ele. Hai. Bă, mă, nu pleca așa. La vedere. Ce faci? Chem chelnerul, vreau să beau ceva. Alcool? Da. Am 20 de ani, care e problema? Hai, mai bine să nu. A, niciodată nu mai las să fac nimic, nu? E spre binele tău, Em. Bă, vreau și un pahar de vin al casei, te rog. Două. Și da, spui că e un monstru, dar tu nu l-ai mai văzut de atâția ani. Tu chiar nu crezi că oamenii se pot schimba? Nu prea. Și chiar dacă s-ar fi schimbat, tu crezi că ai putea să-l ierți pentru ce i-a făcut mamei? Nu știu, dar doar vreau să-l cunosc și să-l întreb de ce a făcut-o. De ce? Sporuri, așa ai ajuns. Băi, am primit-o aici, i-am dat casă, i-am dat masă, ne e datoare. Prin noi l-a cunoscut pe domn Petru. Unde să-l cunoască? La Constanța, ai nebunit. Avar mai ești, mă, puu! Băi, eu n-am pomenit ca tine. Băi, numai la tine te gândești, mă. N-am văzut așa. Bă, tu ești nebună. Pentru Fito am făcut-o, pentru Sorinela tău am făcut-o. Gata, tata. Nu pentru mine. Tata, gata. Nu trebuie să vă certați din cauza mea. Dacă nu vrei, nu mă duc. Uite, na, uite ce ai făcut. Ce, mamă, am zis eu asta? Lasă-mă, mă, du-te, profită de șansa asta cât mai e ocazia. Că atunci când o să afle Alice, o să vedeți voi cum ne dă pe toți afară de aici. Puh, hai, Bobe. Du-te de aici. De capul vostru. E nebună, mă! Tu crezi că ne dă afară? Cum să ne dă afară? Când Lia e parte în parte cu domn Petru, e jumii-juma orice s-ar face, că-s căsătoriți, nu? Da. Bă, tu te duci la circuit și faci totul bine, auzi? Da. Da? Da, așa o să fac. Vreau da. Să fiu mândru de tine. Bine. Așa hai, să... du-te! Acum... Bună ziua! Emma! Ce-a pățit, Emma? Nimic. Sorin, stai un pic. Da. Să știi că am aflat ce încerca să faceți. Poftim? Te rog frumos să încetezi. Despre ce vorbiți? În cazul în care mai trăiește, tatăl nostru e un monstru. Să nu cumva să-l aduci prin preajmă, ai înțeles? Da, normal. Asta nu e o joacă. Da. A, și încă ceva. Am înțeles că vrei să lucrezi la circuit?
cazul în care îți dorești asta cu adevărat, să o lași în pace pe Emma. Ai înțeles? Da. Hai, Sorine, du-te acasă. Te aștept mâine la circuit.